Bun găsit, dragi telespectatori, ca de fiecare dată, părintele Vasile Grigorescu se află alături de mine și de dumneavoastră, desigur. Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră. Am zis noi că în această seară vom vorbi despre fericiri. Ați ales această temă, desigur, cu un motiv. Duminica care urmează, a patra din postul Paștelui, este numită și Duminica Sfântului Ioan Scăraru, în cinstea căruia, din Sfânta Evanghelie, se citește textul cu fericirile din predica de pe muntea Domnului Hristos. De ce? Pentru că Sfântul Ioan, numit Scăraru, are o operă deosebit de importantă, opera ascetică, numită Scara. M-am gândit eu că nu degeaba el se numește Scăraru. Scăraru. Numită Scara, unde tratează în 30 de capitole despre rugăciune, despre post, despre cumpătare, despre despătimire, despre credință, nădejde și dragoste. Și de ce 30 de capitole? Arătând cei 30 de ani ai Mântuitorului care a trăit până la ieșirea de propovăduire. 30 de ani. Nu a făcut acest lucru. Așa, nu a ieșit în public Mântuitorul Iisus să învețe, să sfințească, să lumineze, să conducă pe oameni la mântuire. De ce? Noi am spus lucrul acesta, Da. debobotează, pentru că era vârsta maturității depline Pentru a fi pentru a credibil. fi credibil, da. Dacă ar fi ieșit mai tânăr, nu ar fi fost luat în seamă de cei care îl ascultau. Sfântul Ioan Scăraru se mai numește și Scolasticul pentru operele sale de mare valoare culturală. Se mai numește și Sinaitul pentru că o vreme a fost stareț al mănăstirii Sinai, de lângă muntele Sinai. El s-a născut în anul 579 în Palestina și la vârsta de 16 ani a devenit viețuitor al mănăstirii Sinai. Din propria alegere sau a fost trimis acolo de către părinți sau Nu, din luat de către propria lui cineva? alegere, din dorința lui. Vedeți, există această predispoziție. Chemare. Da, chemare și predispoziție. De fapt, o vedem la toți copiii. Unii spre muzică, alții spre tehnică, spre meserii, spre mașinării. Așa, mi-aduc aminte, spunea cineva, zice, copilul meu, fetița mea, de când era mică, făcea injecții la păpuși și alte feluri de așa. Deci, și-a ajuns până la Da. urmă medic. Deci, există această A înclinare, plecare, aplicare, înclinare către o anumită meserie sau ocupație. Apoi s-a retras într-o mănăstire la poalele la o peșteră, într-o peșteră la poalele muntelui Sinai, unde a stat 40 de ani în studiu și rugăciune. Și în timpul acesta a scris enorm de mult opere care și astăzi sunt folositoare teologiei ortodoxe. A murit în peșteră aici în anul 649. A fost găsit de cine? De ucenicii lui, Care știau de care știau existența de lui? el, da. Biserica, deci, Biserica Ortodoxă, într-o cinstirea sa, la Sfânta Evanghelie, în ziua aceasta, citește cele nouă fericiri,
cum am spus, din predica de pe Muntea Mântuitorului, fericiri care sunt niște trepte de înaintare spre desăvârșire. De ce sunt 9 și nu sunt 7 sau 11 sau 5? Știu răspuns, că numerele... pe Domnul Hristos. Nu știam că numerele în... De când, am vorbit odată de... Că au o semnificație, de aceea am întrebat. Lor, credeam că există o legătură. De ce sunt 10 porunci și nu sunt mai puține sau mai multe? De ce sunt 3 virtuți cardinale teologice, credință, nădejde și dragoste și așa mai departe? Așa dacă ales Mântuitorul. Fost, da. Sigur că aceste trepte numite fericiri spre ca, chemări spre viață cerească au un rost, au rostul lor pus. Am zis că sunt chemări și mă gândeam, am văzut fiecare, sigur, la televizor, din viața animalelor, am văzut cum puii de broască țestoasă, când ies din nou, tind spre apă, spre ocean. Da. Și am zis, domnule, de unde? De-abia ies, de-abia de-abia înnoată prin nisip ca să ajungă în apă. Da. Da, au un cum simț. Această chemare e o chemare. Așa și noi suntem chemați spre fericirea și fericirea este comuniune cu Dumnezeu, este contemplare. Fericirea este stare de mulțumire intensă și deplină. Intensă, adică puternică, și deplină, adică întreagă. Este această dorință de a fi fericiți. Însemnează că este o chemare. Este o chemare a lui Dumnezeu. Pe pământ, fericirea ține puțin, clipe, momente. Dar dincolo, fericirea este, starea de fericire este continuă, pentru că este o continuă contemplare. Aici, în lumea aceasta, contemplăm frumusețile naturii, contemplăm, eu știu, pe cei dragi. Te uiți la copii și îi contempli, pur și simplu, îi adori, așa? Dar apoi intervine ceva și... Momentul se întrerupe. Se întrerupe. Dar în partea cealaltă, când nu mai avem interpelări, accidente, așa, necazuri, ispite, este contemplarea aceasta continuă. Neîntreruptă. Este, este, cum să spun, înaintare... În lumină divină, dumnezeiască, participare la slava divină. Am zis că sunt 9 fericiri. Fericiți ce sărași cu Duhul, ca lor este împărăția cerurilor. Prima fericire. Ce însemnează sărac cu Duhul? Sfinții părinți spun... cel zmerit de bună, zmerenie de bună voie. Sufletul este psihic, noi am mai vorbit aici, numit psihic, îngrijindu-se de cele necesare ale vieții de pe pământ. Sufletul evoluează și se numește duh, atunci când are aspirații înalte care depășesc problemele cotidiene, rezolvarea, mulțumirile pe care ni le dorim aici în lumea aceasta. Și pe care poate uneori reușim să le și obținem. Și le, da. De multe ori spunem, iată un om de duh, care a spus ceva frumos, care a exprimat
ceva înțelept. Înțelept, mângâietor, chiar. Mângâietor, îmbucurător. Deci, cel sărac cu Duhul, adică cel care se simte că încă mai are de dobândit, de acumulat, de nevoie de, are nevoie de mai multe, mai multă cunoaștere. Că cel ce este plin de sine, care spune, lasă-mă în pace că știu și eu, sau știu eu ce știi tu, știu eu, și dacă nu ia seama la cei care ar putea să îi spune un cuvânt care să construiască, atunci dă, cum să spun eu, greșește, dă, păcătuiește, greșește. Deci cel sărac cu Duhul este omul smerit, care se cunoaște pe sine. Nu se crede mai mare decât este. Da? Și care își dă seama că mai are mult de învățat. De învățat. Am putea să spunem că prima treaptă a smereniei este temelia tuturor celorlalte trepte. Așa cum știu că am mai întrebat odată lucrul acesta și mi-ați răspuns, așa cum ați spus atunci, aceste trepte trebuie urcate pas cu pas, nu putem sări peste niciuna și nu putem trece la următoarea fără a o dobândi pe una dintre acestea. Da. Ori aceasta fiind prima, clar este și cea mai de preț treaptă pe care putem... Și toate sunt de fapt de preț. Bineînțeles, dar... Ajungând. Ele se leagă între ele. Da, se leagă, sigur. Atunci când omul este ispitit să desconsidere pe cei din jur și să se laude, să se vadă pe el că este cineva și are niște merite deosebite, a ajuns la un stadiu înalt, întotdeauna trebuie să caute și va găsi cu siguranță pe alții și mai buni și mai cu multe cunoștințe. De multe ori chiar ne amuză și poate deși e supără când vine copilul de la școală și ce ai făcut? E, am luat o notă proastă. Dar să știi că și Mitica a luat așa. Ne bucurăm de... Dar el spune... Dând pe altul exemplu, care a, poate, a luat sau mai mică. Dar de ce nu spui că Maria a luat 10? Sau eu știu ce notă a luat. Asta este tendința noastră. Întotdeauna legea păcatului fiind noi înscrisă, datorită moștenirii pe care o avem de la Adam, de a ne motiva. Așa cum ne aducem aminte, ce ai făcut Adame? Eva, tu mi-ai dat-o. Ce ai făcut Eva? Șarpele. Așa să dăm vina pe alții. Și atunci când suntem ispitiți, să ne aducem aminte că tot ceea ce avem bun, am primit din afară. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, ce ai pe care să nu-l fi primit? Cine ți-a dat? Tu singur ți-ai dat înțelepciunea, priceperea, eu știu, vederea, urechea muzicală și mai știu cum altceva. Zice, ce ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te fălești? Ca și cum nu l-ai fi primit darul. Așa că întotdeauna să te gândești că alții sunt poate mai buni și tot ceea ce ai bun, ai primit. Ne fălim pentru că ne bucurăm pentru ceea ce am primit. Și ne fălim pentru că de multe ori greșim crezând că ni se cuvine,
că merităm ceea ce am primit, adică am făcut, să zicem, niște fapte mărețe, nu mă refer aici la văz, la auz, în general vorbesc, am făcut niște fapte mărețe pentru care am primit ceva în schimb. Și cred că aici cumva greșim, depășim pragul recunoașterii. Ai făcut ceva bun, dar n-ai făcut din nimic. Ai făcut din ceea ce ți s-a dat să faci. Ai făcut din ceea ce ai găsit de la alții materia ca să faci. Dar, sigur, ai sănătatea care ți-o dă. Sigur că, vedeți, nu trebuie să ignorăm și să ne subestimăm. Nu. Avem și noi la binele pe care îl facem, avem partea noastră de contribuție. Pentru că... Și este normal să o avem. Și e normal să o avem. Pentru că dacă oricât ți s-ar da, dacă tu nu vii, nu contribui și tu, nu activezi, nu pui în valoare, nu folosești. Pui în valoare, sigur că nu realizezi. Spuneați într-o altă emisiune că și decăderea, delăsarea este un păcat. Nu trebuie să, sigur, să stăm avem de la Domnul Hristos, printre alte pilde, pilda talanților. Zice, s-am dat 5 talanți, s-am dat 3, s-am dat un talent. Ce ai făcut cu el? L-am cheltuit așteptând pe următorul. Da. Deci trebuie să folosim darul pe care îl primim de la Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Petru, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Într-adevăr, cei smeriți, adică cei care știu că mai au mult de făcut, primește de la Dumnezeu putere, energie, capacitate și mai mare de a merge mai departe. Iar celor mândri le stă împotriva, adică tu ești mulțumit de tine însuți, bine, rămâi în starea aceasta. Vedeți, smerenia este folositoare. E o virtute, o putere. Este o virtute, e o putere, smerenia. Pentru că tu, din fire, vrei să fii lider, vrei să conduci, vrei să tot să te asculte, pe tine să te ia ca model toți cei din jur, să facă și ceilalți ce faci tu. E în firea noastră, așa, legea aceasta de fapt e o izolare. Omul mândru este un om izolat, fără relație. Da. Este ca un punct în spațiu, fără linii de legătură. Și un om mândru este pur și simplu un osândit. Singur se osândește. Mai devreme sau mai târziu îi va aduce suferință această stare. Da, această... Nu pentru că zice că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Nu în sensul acesta de... De a le face rău. De a le face rău. Dar ești lipsit de har și nu mai poți înainta. Din moment ce tu nu vrei nicio relație cu nimeni. Din moment ce consideri că ești atot știutor, că ești destul de mare, înseamnă că nu mai ai nevoie de ajutorul nimănui, nici chiar al lui Dumnezeu. Da, și sigur. Dacă nu ceri ajutorul sau dacă nu vrei să primești acest ajutor, el nici nu vine. Da. Să expresia aceasta, lasă-mă în pace că e viața mea, fac ce vreau cu ea. Dar nu se poate așa. Adică, spune la Cartea Sfântă, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Da, ești în... prin darul acesta al liberului arbitru, de voie liberă,
Da, ți este îngăduit să faci ce vrei, dar nu înseamnă că este folositor ceea ce vrei tu să faci dacă încalci, eu știu, drepturile celui din jur. Sunt persoane care se cred mărețe și sunt persoane care se adună în jurul acestora, care îl venerează pe acesta, care îl susține. Este păcat să faci asta. Adică eu mă cred înțeleaptă, mă cred suficient de, eu știu, avansată, de orice alte lucruri pe care le-aș face, consider că le fac la superlativ. În jurul meu reușesc să aduc oameni care să aprecieze ceea ce fac, să mă susțină, să mă încurajeze, să îmi dea acea idee că da, eu ceea ce fac, fac bine și faptul că mă cred măreață e foarte bine pentru că mi se cuvine acest lucru. Este păcat să încercuiești, să fii da, în jurul. Da, este păcat. În primul rând că îl distrugi pe el. Participi la păcatul lui. Nu, îl distrugi ca om. Îl distrugi pur și simplu. Iată ce s-a întâmplat cu conducătorul iubit Ceaușescu, căruia îi se aduceau osanale, toată lumea în jurul lui. El s-a crezut genul carpaților. El s-a crezut, eu știu, Dumnezeu pe pământ. Și în mândria aceasta a lui, căderea a fost catastrofală. Cei care l-au înconjurat și l-au adulat, aceia l-au și omorât. L-au dus și spre pierzanie. Sigur, sigur. Deci e mare păcat să l-auzi. Aceasta este lingușire. Și lingușirea aceasta e dăunătoare. În primul rând celui dăunătoare celui pe care îl lingușești și dăunătoare și pentru tine că te amăgești. Amăgești și nu că te amăgești. Te descalifici ca persoană, ca om. Și se întâmplă, mai ales în politică. În politică este nenorocire. De oameni care n-au cultură. Cine se înșală în felul acesta? Cei care sunt lipsiți de smerenie, care n-au smerenie. Mai ales că mulți dintre aceștia o fac pentru anumite interese. Interese, sigur. Și apoi după ce ajung pe poziții, obțin, așa, chiar acela te poate da jos. Deci fericiți și sărași cu Duh, că acelora este împărăția cerurilor. Ce semnează împărăția cerurilor? Sub stăpânirea lui Dumnezeu. Așa cum spune Psalmul 102 sau în Psalmul 144. Împărăția cerurilor este să fie sub patronajul lui Dumnezeu. Împăratul, creatorul, proniatorul, purtătorul de grijă, guvernatorul Universului. Și totodată, spune Sfântul Apostol Pavel, împărăția cerurilor este dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci dreptate pentru că fiecare va primi după dreptate. Cu dreptate după fapte. Deci fiecare va primi cu dreptate după fapte. Și cum vă vedea în altă treaptă a fericirii, a fericirilor, dreptate, cu dreptate noi trebuie să fim ai lui Dumnezeu. Deci împărăția celor este dreptate, că suntem ai lui Dumnezeu, pentru că El ne-a creat, și pace, pace, liniște sufletească, împăcare cu tine, cu semenii și cu Dumnezeu. Și bucurie, bucuria care constă în contemplare, în mulțumire,
mai ales pentru că tu ți-ai dorit împărăția cerurilor, ai întrezărit din cele ce ți s-au descoperit ce ar fi și cum ar fi și ai ajuns acolo și te bucuri. Așa cum, să zicem, un tânăr, dar numai un tânăr, noi, atunci când îți propui să mergi undeva frumos, deosebit, n-ai mai fost niciodată, dar ți-a spus cum ar fi acolo și de-abia aștept să ajungi la locul. Îți dorești. Da, și te bucuri. A doua treaptă a urcușului nostru spre împărăția lui Dumnezeu, spre starea de fericire, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Plâng, adică îmi pare rău pentru faptele nedrepte. Da, pentru greșelile care le-am făcut și pentru că n-am făcut ceea ce trebuia să fac și fac de acum încolo. Adică pocăința, cum am vorbit într-o emisiune trecută, trebuie să fie pocăința prin regret. Este părerea de rău, dar și înaintarea spre bine. Deci fericiți ce plâng. Plâng, își plânge păcatul, greșelile, pentru greșeli plânge, se căiește de ele, dar plânge și se căiește și pentru că n-a făcut binele pe care trebuia să-l fac. Și iată, starea aceasta îl duce să recupereze. Dar dacă reușesc să mă urc pe prima treaptă, unde sunt smerit, și dacă sunt smerit, voi fi împreună cu Dumnezeu. Da. Așa cum ați spus mai devreme. Da. De ce mai trebuie să ajung și pe treapta a doua, a treia, a patra? Pentru că deja am obținut ceea ce am dorit. Am obținut împărăția cerurilor, am obținut apropierea de Dumnezeu. Nu este suficient? Smerenia îți deschide o altă ușă. Și te obligă cumva să mergi mai dacă departe. Din moment ce eu sunt smerit, adică îmi dau seama de capacitatea mea, îmi dau seama de starea în care mă aflu și în același timp îmi dau seama că mai am mult de făcut ca să. Deci nu numai că mă apropii de Dumnezeu, ci mi se deschide mintea să văd lucrurile altfel. Altfel, smerenia îți dă, te luminează, îți dă puterea de a te cunoaște pe tine. Și deschide cumva drumul pe care trebuie să mergi. Să te cunoști și să-ți cunoști lipsurile. Să-ți dai seama de meritele celor din jurul tău. Deci smerenia este ușa, sau mai bine zis, cea care îți deschide treapta a doua, să regreți lucrurile pe care nu trebuia să le faci. Și în același timp, fericiți cei ce plâng, care își plâng durerea cu resemnare. Și iată, avem un exemplu în Sfânta Evanghelie. Domnul Hristos ne spune că erau odată doi oameni, un bogat care trăia într-un lux exorbitant și strălucitor și un altul care era bolnav și plin de bube și se mulțumea să se hrănească, să mănânce cu frimiturile care cădeau de la masă, care erau aruncate de la masă acestuia. Și moare bogatul, moare și săracul Lazar și pe acesta lea îngerii iau sufletul și îl duc în rai și pe celălalt vin satana și îi duce sufletul în iad. Și când întreabă Avram
Întreabă bogatul sau îi cere lui Avram, că îl vede acolo, părinte Avrame, trimite pe Lazar, că mă chinuiesc aici să-mi ude buzele cu apă, că mă ard în focul acesta. Și zice, nu e posibil, tu trebuie să înțelegi că ai primit în lume pe cele bune și uite acum te chinuiești. Și Lazar a primit pe cele rele și acum se mângâie. Deci și mângâierea. Fericiți cei plâng, că aceia se vor mângâia. Anume, se va alina. Deci tu dacă în viața aceasta regreți până la lacrimi, sigur, sufletești al inimii, greșelile pe care le-ai făcut, având făgăduința că nu le mai repeți și făgăduința lui Dumnezeu, că a zis Mântuitorul, pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Avem exemplu în Sfânta Evanghelie, când Petru și-a plâns cu amar păcatul lepădării de Hristos. Și Mântuitorul după înviere îi spune, Simone, fiul, mă iubești tu pe mine? Oarecum, și zice, păstorește oile mele, îl recheamă, îl mângâie, îl iartă. Așadar, dacă n-ai smerenia, n-ai nici regretul de greșeli. Cum? Eu? Ba, n-am făcut. Iar faptele mele sunt cele mai bune. Sigur, n-ai nici regretul. Deci nu poți urca spre starea de comuniune cu Dumnezeu. A treia treaptă. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Blândețea este stare, liniște sufletească. Nu poți să fii smerit, nu poți să regreți. Nu poți să fii blând dacă nu ești smerit, dacă nu... Dacă nu ești mai înainte, dacă n-ai, cum să spun eu, n-ai regretat. Pentru că e o transformare sufletească. De la răutate la liniște, de la zbucium la pace. Este o neliniște, o frământare, dacă se poate spune așa, să nu recunoști sau să nu-ți dai seama că ceea ce faci nu este tocmai bine. Uneori facem anumite fapte fără intenția de a produce suferință. Și apoi ne macină acest gând. Oare am făcut bine? Trebuia să fac așa? Nu cumva am greșit? Este un zbucium. Și pentru a ne da seama, pentru a fi capabili să facem o analiză corectă și pentru noi să recunoaștem că am greșit, avem nevoie nu numai de înțelepciune și de cunoaștere chiar. Păi sigur, înțelepciunea vine din cunoaștere. A fi înțelept însemnează a face bine, a împlini binele, a împlini legea morală. A împlini prin legea morală împlinită aduci bucurie celor din jur. Ăsta este om înțelept, care nu produce suferință, ci produce liniște. Așadar, blândul este omul care nu supără pe nimeni și nu se supără de nimic. Și avem exemplu pe Domnul Hristos, blândețea desăvârșită, care nu s-a supărat nici pe cei care îl ucideau, îl crucificau. Iartă-le lor că nu știu ce fac. Sau îl vedem pe Iisus Hristos așa de blând, intrând în Ierusalim, la Duminica Florilor, da, pe mânz de asină,
și cum am mai spus aici, ca unul care avea să lupte, biruind moartea prin înviere, care avea să lupte cu Satana. Pentru că, spune Sfântul Ioan în epistola sa întâia, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să strice lucrurile diavolului. Îl vedem, deci intră în Ierusalim ca un împărat, dar blând, să cucerească cu blândețea. Nu ca un războinic. Nu ca un războinic, nu cu sabia. Nu ca un cuceritor de... Da, lumesc. Și spune Mântuitorul, învățați-vă de la mine că sunt blând și zmerit cu inima și veți afla o dignă sufletelor voastre. Omul blând, nu e mai vorbit aici, înțelege neputința celor care fac rele, produc suferințe, înțelege neputința și neștiința. Și rămâne mai departe blând. Iar dacă răspunzi la răutate cu răutate, nu ești mai bun decât acela, deosebirea este că ți-a luat el înainte. Blândețea este roada a Duhului Sfânt, spune Sfântul Apostol Pavel. Anume, Duhul Sfânt pe care îl implorăm să vină peste noi, să ne împuternicească, îl aduce pe Iisus cel blând, îl extinde și suntem și noi blânzi. Am găsit undeva, blândețea este podoabă a prieteniei. Frumos! Pentru că, într-adevăr, dacă ești blând, nu ești singur. Da, da. Cucerește bunăvoința oamenilor, omul blând. De aceea spune, zice, vor moșteni pământul. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Adică îi cucerește, apropie pe oameni. Nu numai pe oameni, dar pe și animale. Și animalele se apropie de tine atunci când ești blând. Un animal, dacă îl bruschezi... Nu este... Nu va avea o reacție frumoasă, bună. Da, da, sigur. Așa, iată, nu poți să fii blând dacă nu ți-ai dat seama că atunci când ai făcut o faptă rea, ai păcătuit. Și nu poți să-ți dai seama că tu ai greșit dacă nu ești smerit. Deci iată, se leagă. Da. A patra treaptă a urcușului spre desăvârșire, spre starea de comuniune cu Dumnezeu. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Dreptate, respectarea drepturilor. Cu dreptate, toți să ne bucurăm de viața aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dacă tu ai putut printr-o conjunctură să dobândești ceva mai mult decât altul, pe căi cinstite, nu pe căi necinstite, și altul n-a putut, n-a avut posibilitatea, n-a avut puterea, n-a avut capacitatea, n-a avut înțelepciunea, ajută-l să se bucure și el. Deci dreptate, echitate, dreptate socială, dreaptă purtare, îndeplinirea obligațiilor. Deci a fi drept, în primul rând să fii drept cu tine însuți, să nu te... necinstești, să nu te descalifici, să nu-ți faci rău ție, să fii drept cu tine, să nu te minți. Minciuna este
este păcatul josnic. Este prin minciună te descalifici, nu mai ești om. Te înșel pe tine însuți. Deci dreptate să fii sincer cu tine. Și spune Mântuitorul, de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Să prisosească, adică să... Adică, după mintea noastră, pur omenească, neevoluată, sunt drept cu cel care e drept. Cu cel care nu este, cel care e nedrept, sunt și eu nedrept. E un fel de dreptate pe care ți-o faci singur. O faci singur. Dar o judecată zisă dreaptă, dar nu, zice, dacă nu va prisosi dreptatea voastră. Adică tu să fii drept cu cel care este nedrept, ca să-l faci pe el drept, pentru că suntem chemați toți la Dumnezeu. Toți suntem chemați de Dumnezeu. Deci cu dreptate. Ești cu fratele, cu sora. Eu știu, te înghesui. Mă, trebuie să meargă și ăștia unde, acolo unde ne-am propus să mergem. Așadar, a fi drept însemnează a fi drept cu tine, să nu te descalifici, dar fi drept și cu cei din jurul tău. Indiferent de comportamentul acestora. Indiferent de cum. Și a fi drept însemnează să și-l ajuți ca să fie și el, să ridici, să ajungă să fie drept cu el însuși. Așadar, spune mai departe Domnul Hristos, să faci bine celui ce nu poate să-ți facă bine. Sau poate nu vrea să-ți facă bine. Să-l ajuți și pe el. Și sunt șanse să-l schimbi, tot răspunzându-i cu bine. Este posibil ca la un moment dat, chiar dacă nu se îndreaptă, măcar să nu-ți mai facă rău, să rămână așa la un nivel acceptabil, să zic. Poate nu se îndreaptă, poate nu se schimbă în totalitate, dar ne luând în seamă faptele lui nedrepte vis-a-vis de mine, îl putem determina măcar să se oprească. Sau fi drept cu el, nu mai insista, nu-l provoca. Chiar într-o discuție, în casă, în familie, îl vezi pe cel partenerul de viață mai iritat, mai... Dacă vezi că fi drept, are o stare... Da, așa cum obișnuim să spunem, să aplanăm conflictul respectiv. Fi drept, da. Nu-l mai necăji. Da. Am vorbit noi aici despre sita lui Socrate. Orice cuvânt pe care vrei să-l rostești, în primul rând să vezi dacă e adevărat ce spui. Dacă are rost să-l spui. Dacă e momentul să spui și dacă folosește să spui. Așa, să fii drept. Să fii drept cu el, ajutându-l ca să nu mai cadă sau să-l ridici din cădere. A cincea treaptă a urcușului spre împărăția lui Dumnezeu. Fericiți și milostivi, că aceia se vor milui. Spune Domnul Hristos, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. Deci Dumnezeu e milostiv. Îți dă tot ceea ce ai nevoie ca să crești până la asemănarea cu El, ca să poți să fii cu El. Și noi trebuie să fim milostivi. Să ajutăm pe cei ce au nevoie. Ce frumos spune Mântuitorul, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta.
Și ne întoarcem la o fericire ceva mai în urmă, unde ne spune să nu ne lăudăm. Da. Să nu da, sigur. Exagerăm. Deci să nu te lauzi. Dacă ai făcut, deci avem în vedere bucuria aproapelui. Este o zicală fericit mai mult a da decât a lua. Și am mai vorbit noi aici, da, și așa este. Cât de bucuros ești, cât de fericit ești când vezi bucuria celui căruia i-ai dat. Bucuria celui pe care îl ajuți. Așa este, dar pe de altă parte, poate este bine, întreb, să și spunem când facem o astfel de faptă, unora, determinându-i să facă și ei la fel ca noi. Adică, cumva povestindu-le ceea ce noi am făcut da. Și ce mulțumire ne-a adus și ce mulțumire a adus aceluia pe care l-am ajutat, sigur. Să-l determinăm să reacționeze și el la fel, deci să, nu să vrea să cu, trăiască. Să nu spui cu dorința de a te afișa. Exact. Ci cu dorința de a-l determina de a să determina. Vină după tine. Da, să-l îndrept sau să facă și el da, fapte asemănătoare. Să aducă și el bucurie celui de lângă el. Spune Sfântul Apostol Iacob, mila biruiește în fața judecății. Judecata de apoi? Nu, judecata pe care o faci tu. Dar cum să-l ajut pe ăsta? Că toată viața lui a fost un bețiv. Și-a bătut. Dar acum este în nenorocire, este în suferință. Nici Mântuitorul n-a judecat pe femeia gârbovă care a venit la el așa. Și putea să zică, de ce ai ajuns așa? Ți-ai consumat toată tinerița în destrăbălare. Sau fiul risipitor. Da. Când a venit, ce ai făcut, nenorocitule? Ți-am dat averea și ce ai făcut cu ea? Nu l-a judecat, s-a bucurat. Deci, mila biruiește în fața judecății. Acum, dacă vrei să-l ajuți, nu mai scoate ochii, cum e o vorbă românească. Da. Sigur. Are nevoie de ajutor, deci nu căuta să-l condamni sau să-i spui, uite, ai ajuns în starea aceasta pentru că ai fost un destrăbălat, ai fost... Trebuie să-i atragi atenția, dar nu sub forma unei judecăți, da. Ci sub forma unei atenționări. Mai ales noi când spunem copiilor noștri, vedeți, Mântuitorul adesea, ca să scoate în evidență partea bună, arată și parte greșită. Mai puțin plăcută. Așa, parte greșită. Anume, ca noi înșine să înțelegem că greșelile te duc la pieire. Și poți să-i spui copilului tău, copilule, vezi, nu că-l condamn pe acela care, eu știu, a ajuns nu știu în ce stare, dar vezi dacă n-a ascultat, dacă n-a fost cu minte, uite ce a făcut. Și sunt cazuri, uite, ajung unii la pușcărie, ajung să ucidă, ajung mai știu ce, în alte... Decese din cauza consumului unor substanțe sigur. Nepermise. Adică, în dorința noastră de a-l face să înțeleagă pe cel de lângă tine că nu este bine să facă prostii, să facă păcate. Poți veni exemple. Cu exemple concrete, dar nu sub dar forma fără, unei... fără ca să-l condamn pe acela, fără a te arăta pe tine măreț față de el, ci pentru că cel ce greșește este victimă. Este victimă acelui rău. Cum a spus Sfântul Apostol Pavel, boala, necazul, acestea sunt ghimpe ale satanii. Dar vedeți că se întâmplă uneori și dau un exemplu la întâmplare. Doi frați, așa cum s-a întâmplat și în fiul risipitor. Unul dintre ei trage din greu, muncește, suferă în viață pentru a aduce, să zicem, un trai decent, nu vorbim de limite. Celălalt își trăiește viața după bunul plac, neagonisind,
și fără prea mari sacrificii. Trăiește momentul, se bucură de el. Când ajung la bătrânețe, cel care, să zicem, s-a distrat, evident, nu are nimic deoparte, evident, poate nu are acoperiș deasupra capului, poate este singur și neajutorat. Celălalt are o situație ceva mai bună, pentru că de aceea s-a chinuit. Acum, după o viață de suferință, de sacrificiu, este greu să îți înfrângi, să zic așa, să fii milos și să-i spui și fratelui, bine, hai, vino și tu în casa mea, chiar dacă toată viața ți-ai bătut joc, te-ai distrat și nu mi-ai dat o mână de ajutor și mie. Este o luptă. Ar trebui învinsă. Această luptă trebuie să o câștigăm, da? Ar trebui învinsă această răutate și trebuie să luptăm și să câștigăm astfel încât să-l putem primi pe cel aflat în nevoie. Dar trebuie să recunoaștem că nu este tocmai ușor și cumva tindem să credem că nu este drept. Dacă simțim iubirea lui Hristos, lui Dumnezeu, putem iubi. Putem face asta. Da, sigur, sigur. Este iubirea. Este iubirea. Mila biruiește judecata. Așa este, nu-l judecăm, înainte. Dar știți adică cum... Adică după judecată, după mintea, după judecata omenească, da, domnule, te privește, dormi cu căței. Sau eu știu, în luncă, da. Sub cerul liber. După o zi de muncă, așa. Da? Am fost în câmp, da. Am muncit, am venit, am făcut mâncare, iar fratele a stat la plajă, da. S-a distrat toată ziua, seara venim amândoi la masă. Parcă nu ai așa o libertate, hai, ia și tu și mănâncă. Până la urmă, da, evident că doar nu o să-l dai pe ușa afară, dar cumva nu e drept. Poate sunt un pic răutăcioasă, eu vă întreb întâmplă acest lucru în viața de zi cu zi. Este bine totuși. Nu-i greșit dacă îi tragi atenția. Ai acum ți-e foame, hai vină și mănâncă. Astăzi îți dau mâine și mâine, dau. Dar nu trebuie pentru să devină regulă. Spune, consemnează Sfântul Apostol Pavel, cel ce nu vrea să muncească, acela nici să nu mănânce. Deci nu la infinit. Dacă tu nu vrei, dar dacă n-a vrut cândva și acum nu mai poate, acum l-a ajuns, ne ce faci? Noi, într-o emisiune, am dat un exemplu, anume când mâna aceasta n-a putut să țină găleata cu apă, o greutate. Venim cu cealaltă. Așa și i-a căzut greutatea, ce fac? Mă răzbun pe ea, vine mâna aceasta și o pleznește, o taie, ce-i face? Așa, așa și noi. Dacă semenul meu n-a înțeles că trebuie să se ajute pe el, să conlucreze cu cel care a dat viață, cu Dumnezeu, ca să înainteze spre bine. N-a înțeles. Nu trebuie să-l condamnăm, să-l punem la zid. Spune Cartea Sfântă, împarte pâinea ta cu cel flământ. Dar nici nu poți să-l lași. Așa este, că sufletul nu te va lăsa să-l lași afară, dar... Da. Deci, așa mila biruiește în fața judecății. Și ți-e milă, pentru că mila este o expresie a iubirii. Și tu dacă îl iubești pe Dumnezeu și ai simțit iubirea lui Dumnezeu și te gândești de câte ori tu nu te-ai îndepărtat de Dumnezeu și totuși Dumnezeu din iubire te-a hrănit, te-a susținut, te-a ajutat, așa ajungi și tu pe aproapele tău. Un creștin adevărat nu încalcă porunca iubirii față de aproapele. De multe ori și tu ți-ai făcut rău, singur. Am mai spus noi aici, cel mai mare și primul dușman, vrăjmaș al tău, ești tu însuți. Făcând păcate, condamnându-te în felul acesta la iad, să zicem, dacă nu-ți revii.
cei milostivi sunt fapte ale milostenii trupești și sufletești. Trupești, să ajuți pe cel ce, eu știu, cu mâncare, cu haine, cu îmbrăcăminte, cu bani, pentru sănătate. Și fapte ale milei sufletești, să-l încurajezi atunci când, eu știu, nevoile l-au năpădit, l-au descurajat, să-l încurajezi. Pentru că, vedeți, este nevoie, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci când întinzi mâna să-i dai un ban celui ce nu are, zice, să asude în mâna ta. Oarecum nu te grăbi. Odată cu banul care îl dai, caută să-i spui și un cuvânt de bine. Exemplu, eu te ajut. Dar ajută-te și tu. Pentru că dacă tu nu te ajuți, nu poți să ajungi la o bună stare numai prin ajutorul celor din jur. Pentru că oamenii îți dau după putere. Știți că este... cineva mi-a pus întrebarea pe cine să ajut? Întâi pe cel pe străin sau pe cel al casei? Îl ajut pe cel ce are nevoie imediat. Așa este. Dar referitor la cel al casei, este cămașa. Știți ce e mai aproape de piept? Cămașa. Așa, pentru că Dumnezeu ți l-a dat ca împreună să viețuiți pe lumea aceasta. Nu trebuie să-l neglijăm. El are nevoie de tine și tu de el. Nu trebuie să-l neglijăm nici pe cel din casă, dar dacă putem să-l ajutăm pe cel din afara casei, putem să o facem. Dacă are absolut nevoie și cel al casei, mai poate răbda. Da. Mai poate răbda. Trebuie cumva făcută o prioritizare a nevoilor. Sigur, sigur. Cel din afară are și el pe ai lui dați de Dumnezeu ca să se ajute între ei. Dumnezeu mi-a dat soț, soție, soțul i-a dat soție, copii, să se ajute. Voi sunteți în primul rând. Da. Dar, repet, dacă prioritar este nevoie, este stridentă, s-a ajuns pe cel din afară, l-a ajuns pe acela dacă acesta mai poate răbda sau nu este absolut nevoie acum. Așadar, una din faptele milei sufletești este să întorci pe cel rătăcit de la credință la dreapta credință. Pentru că omul, dacă nu rămâne în dreapta credință, anume încrederea în Dumnezeu și deschiderea spre a împlini voia Lui, cade în deznădejde, în depresie. Noi am vorbit o dată despre depresie, da. Boala secolului, boală cumplită. Deci fericiți și milostivi că aceia se vor milui. Judecata este fără milă pentru cel ce n-a făcut milă, spune Sfântul Apostol Iacob în epistola sa. A șasea treaptă. Fericiți și curați cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu. A fi curat cu inima, a fi fără vicleșug. A fi cinstit, a fi corect. Nestăpânit de patimi. Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Deci dacă Iisus este comoara ta,
Acolo va fi acolo și și inima. inima ta. Uite că timpul ne presează. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. A șaptea treaptă. A treapta, a șaptea. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru pace. Pacea cu Dumnezeu, pacea cu noi înșine și pacea cu semenii noștri. Când după înviere a apărut în fața femeilor mironosițe sau apostolilor, pace vouă, pacea mea vă dau vouă. Întru mine pace să aveți. Pacea este roada Duhului. Iisus este Fiul lui Dumnezeu care a dus împăcarea noastră cu Dumnezeu și noi dacă ajungem la pace cu noi înșine și cu semenii și cu Dumnezeu, împlinim voia Lui binele, suntem fii ai Lui Dumnezeu. A opta, fericiți și prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Cu dreptate trebuie să-L facem cunoscut pe Dumnezeu. Cu dreptate trebuie să facem pe semenii noștri să împlinească voia Lui Dumnezeu, pentru că ei sunt chemați și noi suntem chemați toți ca să fim ai lui Dumnezeu, cu dreptate, pentru că El este Creatorul. Și a noua, fericiți veți fi voi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Deci toate prigonirile, pentru smerenie, pentru dreptate, pentru milă, pentru pace, pe care am putea să le avem, sunt prigonii pentru Hristos. Și cel ce, el, unul, primul fiind care a suferit prigoană pentru acestea, pentru smerenia sa, pentru mila sa, pentru dragostea sa, pentru dreptatea sa. Și cel ce suferă împreună cu Hristos va fi și ai lui Hristos, vor fi și ai lui Hristos toți aceștia, bucurându-se împărăția dragostei sale. Și ne și spune că este posibil să avem parte de așa ceva, așa cum și Mântuitorul a avut. Da. Este greu de înțeles toate aceste lucruri sau de pus în practică toate aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, este vorba de o luptă, așa cum ați spus, o luptă cu tine și apoi cu ceilalți. Dar Dumnezeu îți dă har, asta putere, mă gândeam. Astăzi. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță vom trece peste toate și peste cele pe care ni le facem singuri și peste cele care sunt făcute de cei din jurul așa nostru. Așa cum elevul e greu, se potignește acolo la fizică, dar la nu matematică, dar cerând ajutorul profesorului, primește putere, capacitate de înțelegere de a merge mai departe și prin perseverență. Din păcate, timpul s-a scurs, era, cred că, nevoie de mai mult pentru a parcurge toate aceste 9 trepte ale fericirii lor. Pentru că nu este vorba de o fericire, este vorba de fericiri, după câte ați spus încă de la început. Mulțumim frumos că ne-ați fost alături. Marțea viitoare noi vom fi din nou aici. Atunci vom vorbi despre buna vestire. Până atunci, o săptămână liniștită și binecuvântată să aveți. Pe săptămâna viitoare!